Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. La cafeluță, alții la micul dejun, poate o parte dintre voi primul duș al zilei. Mic dejunel, dușuleț, da, dacă ai început cu cafeluță. Primul duș, te refer la ploaie. Știi ce cel mai ciudat lucru? Mi se pare că astăzi aparent nu plouă, cel puțin în zona asta. M-am uitat de vreo 3 ori până acum pe prognoză, ci că nu plouă. Ai fost și plecat. Nu. Aici vine canicula, tati. Așa ziceți, da, voi. Da, e caniculă cu ploaie la început, da. Și pe caniculă simplă. Da, ieri când am aterizat, era începutul ăla de tornadă, știi, care e peste tot fotografii, nu știu ce, începutul ăla de tornadă, am aterizat pe lângă el. Sau pe lângă tornadă, ni s-a explicat la televizor că e nor tornadă, gen... Pe lângă norul... Pâlnie, nor pâlnie, ceva. Pe lângă norul tornadă, gen pâlnie, era la vreo 2 km la dreapta când veneam noi la aterizare. Și ai simțit ceva? Nu, zic că grăbește-te repede cu aterizarea, poate cine știe, cu norul cu astea. Și după aceea, când am coborât la mine în sat acolo, venise potopul, piluviul, și erau mașini care pluteau, a fost distracție mare. Serios? Da, a plouat îngrozitor, adică acolo a fost... A parcat cineva la tine în față cât ai fost plecat? Sau? Eu sunt mai sus un pic. Ah, ok. Am știut. Am înțeles. Ce să facem? Mai în vale, unde s-au bucurat niște domni de niște terenuri mai ieftine, puteau mașini. Nu-i nimic, da. Pun orez. Au pus orez, bănesc. În rest, în acest context, am văzut o recomandare a IGSU, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Nu? Da, da, da. Care m-a dezorientat total. Sunt, nu mai știu pe unde să apuc. Zice așa, IGSU, deci oficial: evitați dușul și baia în timpul furtunilor de vară. Asta, de ce? Păi, și că ne putem electrocuta. Asta se face, recomandarea asta în țara noastră, evitați dușul și baia. Nu, nu poți să faci recomandarea asta în niciun fel de context. Adică, cum să spun, oricum ar fi și apă radioactivă, dacă e, nu contează, spălați-vă, să pun pastă de dinți, e bun oricând. Cum, mă? Ați auzit vreodată de vreun caz de cineva care se electrocuteze trăsnit în cadă? Poate tocmai de asta, uite, lumea știa, de asta nu făcea duș. Nu, mă, serios. La etajul 3 de nopt? Nici. Exact, n-am auzit niciodată. Deci cum e posibil? Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, citat de Agent Press, recomandă cetățenilor ca în timpul unei furtuni să evite dușurile și săile de baie, întrucât conductele instalațiilor pot conduce electricitate. Da, moartea vine pe conducta de la dușă. Era și o carte, nu? Bun, acum sigur, conductele se fac din PVC. Bine, apa e conductor. Nu am auzit niciodată. Știe cineva vreun caz în lumea asta de persoană care era, vorba lui Luca, la etajul 3 din nopt în baie, făcea un dușulică sau cadă, șamponat tot și deodată i s-a făcut părul? Poate cineva de la IGSU care a simțit un fior când făcea duș zilele astea. Hai, deci aia când ai senzația că te curentezi, de fapt e apa foarte rece. Da. Este de la curente. Da, și e rece de la Nicușor, nu de la ploaie. Da. Ne adăpostim în casă, zice, sau la nevoie în autoturism, închidem ușile și ferestrele, evităm dușurile și sălile de baie, conductele instalațiilor pot conduce electricitate. Se arată pe pagina de Facebook a IGSU. Vă mulțumim foarte mult, asta ne lipsea. Bă, încă impas că nu răspunde nimeni. N-am primit niciun mesaj. Deci chiar niciun mesaj. Mă așteptam măcar unul să fi auzit ceva, măcar o legendă. Dom'le, am auzit de cineva, un cetățean. Care, da. Vrei să mai așteptăm? Nu, cred nu, că. Nu, că e, nu, e clară situația. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.